Stursul și vulpea. A fost odată un sturs care își făcu cuib într-un copac la marginea unei păduri. Într-o zi, numai ce apăru o vulpe care se puse să scuture copacul ca să arunce ouăle stursului la pământ. Acesta se rugă de cu mătră să le cruțe și promise în schimb ceva de ale gurii. Vulpea acceptă, așa că porniră amândoi spre sat. Pe drum văzură o bunică împreună cu nepoțica ei, ducând cu ele un coș plin cu bunătăți. Atunci stursul se prefăcu a avea aripa ruptă și ba încerca să zboare, ba se târa pe pământ prin apropierea lor. Fetița dădu să-l prindă, iar bunica lăsă coșul cu bunătăți la o parte și sări în ajutor. Atunci vulpea se repezi spre coș și se ospătă bine. A doua zi, vulpea apăru iar lângă copac și se puse să-l scuture, iar stursul promise că îi va oferi în schimb băutură din cea mai bună. Văzând un țăran venind de la târg cu un butoi de vin, stursul se așeze tocmai pe cepul acestuia. Omul, când îl văzu, luă securea și o aruncă după sturz, dar nu nimeri decât cepul. Vinul se scurse, iar vulpea bău în voie vin de e cel mai bun soi. A doua zi, vulpea veni după obicei la copac. Stursul îi promise ceva ce nu mai văzuse. Vulpea bucuroasă primi tocmeala. Atunci stursul o legă la ochi și o duse în mijlocul codrului, unde știa că trei vânători poposiseră de cu seară. O dezlegă la ochi tocmai când aceștia erau în fața ei. Vulpea, văzându-i, se sperie peste măsură și o luă la sănătoasa. De atunci stursul nu o mai văzu vreodată și putu să-și vadă de ale sale în liniște și pace.